muy bonito. Son héroes y no queremos olvidarnos de su familia. Les pido que presten mucha atención al testimonio que están a punto de... ¿Cómo se entera de esa respuesta? Templadicha, Mau. ¿Qué se face asta? Ce frumosii! Te vezi pe tine aici? Te vezi pe tine aici în telefon? Da! Ce ai văzut aici? Să frigăm ceva. Unde pleci? Și mai am unul pe acolo, pe sus. Aici mai am unul, aici. Pe picior. Eu n-am mai văzut așa ceva. Atâta limbă scoasă afară să ai tu? L-ai văzut pe ăla pe imprimantă? Nu te speria, nu. Că nu la tine strigă, nu la tine strigă, nu. Ce-i cu limba aia frumoasă afară? Ce-i nebunul ăla? Bă, băi! Ce înseamnă asta? Zici că e după televizor. Pisic după televizor. Ei, ei! Nu mi-a dat nervosul, venga! Sunt bolnav pisicii, iar eu sunt plină de coșuri. Am o grămadă de coșuri din nou. Pisicii mei s-au îmbolnăvit, cei trei iezi cucuiezi, ăștia mai mari. Au ceva virus respirator și ăștia doi negri mă bucur că mănâncă, iar ăla alb nu vrea să mănânce. Stă practic la colț, îi apropie mâncarea de el și nu, degeaba. Chiar nu vrea să mănânce. Și faza tristă a fost că s-au îmbolnăvit. La început nu știam ce au și eram foarte speriată și chiar cred că din cauza sarcinii s-a atât de sensibilă încât am plâns, mă uitam la ei și plângeam. După ce am fost la veterinar, mi-au spus că au prins ceva virus, ceva viroză de asta așa cum prin copii. Și râdea veterinarul, faza amuzantă era că râdea veterinarul că trebuie să le spăl nasul cu ser fiziologic și că o să fac practică pe când o să am copilul. Dar e trist pentru că, na, au rană la nas și nu pot să respire, trebuie să le curăț nasul de 2-3 ori pe zi, să le pun o cremă care cicatrizează. Și... na, trebuie să le dau decât pateu. Că nu pot să mănânce nimic, nu pot să mănânce nimic tare pentru că, nu știu, li s-au umflat în gât, gingiile, chiar foarte, foarte ciudat. Deci ca și copiii mici, serios. Uite, acolo unul în spate. Săraci de ei, deci chiar nu vreau să viară pentru că au niște răni la nas și salivează cum... Nu știu dacă se aude. Nu pot să respire asta. Ce-i, măi? Nu poți să respiri? Și strănuți? Da, cam așa. Cam așa strănută pisicii. Mi-a spus veterinarul să stau liniștită că nu are ce să-mi dea, deci chiar nu-mi transmit nimic. Sunt obosită în continuu. Chiar mi-a sugerat să-i țin în casă, în caz că e frig afară. Bine că sunt peste 20 de grade, noroc. Dar în caz că e frig afară, se țin în casă, că așa o să se vindece mai repede. Trebuie să ia 7 zile antibiotic și după aia duc chiar la medic să vedem ce și cum. Da. Cât timp sunt pe lângă casă, au fi prins virusul de la alți pisici, cum stau afară sau nu știu, habar n-am. Ideea e că eu dimineață mă trezesc, îi las în casă, le dau de mâncare, după aia scot iar afară, nu le las mâncare afară, pentru că am văzut că pe lângă 4 pisici care am eu, mai vin încă 5, 6, 7, 10 să mănânce și nu stau eu să dau de mâncare la tot cartierul, că nu, chiar n-are sens. Am cam rămas fără unghii pentru că nu mi le îngrijesc și nu am timp să merg să mi le pun, să mi le umplu și așa mai departe. Tocmai mi-am dat seama că tot mă întreabă lumea, cât timp ai, cât timp ai, cât mai ai până naști? Eu, 6 luni, 6 luni jumate, 6 luni. Astăzi, uitându-mă pe aplicația, mi-am descărcat o aplicație pentru gravide, mi-am dat seama că am 7 luni și 3 zile. Wow! Deci, nu mi-a venit să cred, sincer, deci chiar ziceam soțului, l-am sunat pe soț și i-am zis, tu știi cât timp am eu de sarcină? Și i-am zis că tot spun la lumea altceva, nu? Și am rămas, wow, cum trece timpul! Și am zis că tot profit de ocazie să vă zic așa cum mă mai simt. Am o burtă foarte mare, cel puțin, nu știu dacă mi se pare mie chestia asta, multă lume îmi spune că am o burtă chiar foarte mare pentru cât timp am de sarcină și bine că nu cred că e o problemă asta, cred că e chiar ok, dar mi-e greu să mă mișc, obosesc foarte repede și mi se mișcă foarte mult copilul, câteodată simt că e așa în galopuri, nu știu, că Doamne, deci îmi dă, că bate la ușă sau că îmi dă șuturi, incredibil. Pot spune că deja aproape că dorm în fund, nu mai pot să dorm nicicum și mi s-a întâmplat o chestie foarte interesantă acum 2 seri. Mi-a venit toată mâncarea înapoi pe gură și pe nas, deci m-am trezit efectiv urlând pentru că simțeam că mă înnec și nu pot să respir și după am mers la baie și n-am putut să dau nimic afară, deci a fost o senzație foarte ciudată și am început să plâng, m-am speriat că nu cumva să fac gastroenterită, zic nu-i momentul, nu pot să fac, nu pot să se întâmple asta, dar până la urmă a fost chiar ok, deci nu. Dimineața m-am trezit și am fost ok. Mi-a fost frică să adorm. Deci am adormit așa cumva pregătită în caz că îmi vine iară să merg la baie, să nu mă nec. A fost oribil. Dar până la urmă a trecut și noaptea aia. Am realizat faptul că am nevoie să dorm după masă. Eu sunt foarte încăpățânată și nu vreau să pierd timpul și să dorm după masă. Și mai stau așa, mă mai întind în pat câte o jumătate de oră sau pe canapea. Dar nu vreau să dorm. Și duminică am dormit de la 2:30 până la 6:30. Am dormit chiar exagerat de mult. Și iar la 10 seara mi era somn din nou. Dar mi-am dat seama apoi că luni, a doua zi, am fost chiar foarte obosită. A fost chiar... nu, n-am mai fost așa de obosită. A fost chiar foarte ok și am fost odihnită și zic, da, măcar o dată la 2 zile să dorm după masă ar fi genial. Și încerc să practic această chestie pentru că am nevoie să dorm și chiar din experiență indicat și se mulțumește un somn de măcar o oră jumate după masă. Am o burtă enormă. Enormă. Hai că nu trebuie să ieșim din lift. Am început să îmi pun și o rochiță din astea așa ca și de gravidă și sunt foarte caragioase. Cam așa suntem la 30 de săptămâni, cam asta e burta, e enormă. Cum ziceam mai înainte, am început să-mi pun și o rochiță și chestii de genul de gravide. Poate să-mi cumpăr și pantaloni, nu sunt încă sigură. Cert e că nu am avut timp zilele astea să mă vopsesc și m-am gândit să îmi schimb puțin culoarea, să vedem ce idei mai trec prin cap. Și altă chestie ce nu v-am spus, pentru că nu m-am filmat zilele astea, a fost că mi-au ieșit la analize anemie, cum era, anemie cronică. Și nu știu, mi-a spus doctorița că trebuie să-mi iau concediu înainte de maternitate și chestii genul și a zis că nu iau niciun concediu. Iau fier și nu, deci chiar nu mă simt rău. Da, ok, mi-a ieșit anemie, dar eu nu amețesc, eu nu mă simt rău, eu nu mă simt așa, să zic, uf, nu. Și E destul de cald aici, sunt 18 grade, că eu sunt cu mânecă scurtă, bine că merg pe stradă, sunt cam singura cu mânecă scurtă. Și am venit să și mâncăm înghețată, deci colac peste pupăză se adună toate. Dar e chiar ok, adică chiar pot să zic că nu am imunitate atât de slabă pe cât ar trebui sau pe cât s-ar presupune. Și mă bucură chestia asta. Mă filmez și în oglindă ca să-mi vedeți burta. Cam așa. Cam așa arată burta noastră. Mi-am băgat în cap rozul, primit de la Cosmina și mi-e mai roșiatic părul, așa spre roz mov, dar nu se vede că e roz, adică am așa o culoare mai aprinsă la păr și atât. Ia uitați aici. Ieri am ajuns la urgență, am mers pentru că a început să mă doară de ieri foarte tare, sub burtă, toată burta, spatele, picioarele, deci incredibil și m-am speriat foarte tare pentru că am zis nu vreau să nasc încă, sunt decât în semana, în săptămâna 31 și chiar nu am de gând să nasc, chiar am zis că, ba, orice se întâmple, dar să nu nasc, m-am speriat foarte tare și mi-a spus medicul că nu mi-e burta tare, deci e ok, nu am contracții, că își găsește locul copilul și că asta este, adică se presupune că trebuie să îndur durerile astea și e incredibil. Deci, pot spune că am făcut baie în cadă și am stat vreo oră cu picioarele în sus și cu corpul în cadă și nu mă durea nimic. Iar cum am ieșit la 5 minute, a început să mă doară totul la fel. Nu pot să iau altceva decât paracetamol, nu știu. Aseară a fost, de fapt, azi noapte, a fost o noapte albă, a fost groaznic, cred că am și o geană în ochi. A fost groaznic și sper să nu mă țin așa multe zile pentru că nu pot să stau în casă. Deci chiar am nevoie să ies afară, să socializez, să merg la muncă. Și parcă ziua de astăzi a fost gen, wow, ce s-a întâmplat? Deci e 11 dimineața, m-am trezit la 7 pentru că sunt obișnuită să mă trezesc la 7. Chiar dacă toată noaptea n-am dormit, tot așa dormeam pe reprize. Și e 11 și ceva și mie mi-e somn și nu... Sunt foarte ciudată, deci... Obosesc. Am început deja o săptămână să obosesc din orice foarte repede și chiar... Mie amuzant.